Dacă țineți la sănătate, dar și la bugetul dumneavoastră, preveniți pe cât posibil îmbolnăvirile, consumând alimente adecvate și mergând regulat la medic. Cum piața este invadată de produse cu multe componente periculoase pentru sănătate, e important să înțelegem că suplimentele alimentare naturiste ne pot fi de folos. Fie că e vorba de ceaiuri din plante sau de alte produse sub formă de pulberi, siropuri sau capsule, aceste suplimente luate corect ne pot menține starea de bine a organismului. Fiecare persoană ar trebui să fie preocupată de starea sănătății. Prevenția este cea mai importantă. Ar trebui să mergem la medicul de familie de cel puțin 2 ori pe an, să facem un set complet de analize și atunci vedem starea sănătății. După sfatul medicului, putem suplimenta cu produse naturale, să spunem, de unde ne putem lua vitamine, multiminerale și toți nutrienții necesari organismului pentru a reflecta o stare de sănătate. Sunt anumite minerale, vitamine, pe care, indiferent cât de sănătos ne-am hrăni, nu le putem lua din alimente. Atunci este indicat să facem ceva, nu? Da, în aceste situații trebuie să consumăm cât mai multe cereale, semințe, unde sunt foarte mari cantități de zinc, de magneziu și alte minerale. Acest aport de zinc, de magneziu, ridică și imunitatea organismului nostru. Mai sunt alte suplimente de imunitate din cătină, ginseng, tot felul de vitamine dăruite de natură. Cât de importante sunt ceaiurile pentru o nutriție sănătoasă? Ceaiurile sunt foarte importante, în afara faptului că au produse, deci au fitochimicale care ne ajută organismul, au și proprietatea de detoxifiere, aduce aport de lichid organismului. Noi trebuie să consumăm în medie între 1,5-2 litri de lichid. Deci, bând ceai, aducem aport de lichid organismului și ne și detoxifiem. Este bine să schimbăm ceaiurile sau, nu știu, un ceai consumat pentru o lungă perioadă de timp mai dă efectul pe care îl așteptăm? Ceaiurile se consumă de obicei între 3-4 săptămâni, se face o pauză, după care se reia cu alte plante. Nu tot timpul consumăm aceeași plantă. Sunt plante pentru afecțiuni hepatobiliare, pentru afecțiuni digestive. Care... Și pentru cei care consumă ceai, nu știu, în fiecare dimineață, că așa le-a intrat lor în obicei? Da, acela este ceaiul propriu-zis micului dejun. Acela poate să fie un ceai din fructe de pădure, un ceai aromat. Dar neapărat să fie natural, să ne uităm. Neapărat să fie natural, da. Trebuie să ne uităm la conținut pe cutie, ce anume conține, să nu aibă aditivi, coloranți. De obicei ne dăm seama și din aspect, adică ceaiul acela pulbere este indicat? Nu, ceaiurile pulbere nu sunt indicate, pentru că acele au unele conservanți, sigur coloranți, arome care nu sunt naturale și nu aduc aport organismului de vitamine și minerale. Adică e mai bine să vedem noi fructul uscat și atunci suntem siguri. Cele mai bune ceaiuri sunt de consumat, în special dimineața, sunt ceaiurile din fructe de pădure, care sunt din cătină, măceșe, tot felul de fructe de pădure cu multe vitamine și minerale. Pentru, nu știu, un colon sănătos am văzut tot felul de tratamente miraculoase. Sunt, nu știu, este bine să le consumăm sau să încercăm să mâncăm anumite alimente care pot curăța colonul în mod natural? Da, deci trebuie consumate în primul rând anumite alimente. Deci trebuie consumate foarte multe fibre. Aceste fibre nu le găsim în proteinele de origine animală. Fibrele se găsesc în proteinele de origine vegetale. Deci trebuie să mâncăm cât mai mult verde, cât mai multe salate și completate cu semințe, cum am spus mai devreme. Dacă nu merge nici așa, pentru o digestie bună putem încerca și suplimentele acestea de controlarea digestiei? Sigur că da, sigur că da. Există tot felul de suplimente în magazinele naturiste, tot felul de combinații cu tărâțe și
semințe de in și care ajută și curăță colonul, dar la fel trebuie o cantitate de lichid mai mare. Puțini oameni știu că atunci când se îmbolnăvesc, nu știu, o răceală, o simplă răceală, pot apela la farmacia naturistă pentru a găsi aici antibiotice naturale. Da, noi avem remedii naturale destul de eficiente. Dacă se ia preventiv pe timpul virozelor, spre exemplu, când este foarte contagios în spațiile închise, grădinițe, școli, autobuze, chiar este bine să luăm preventiv aceste antibiotice naturale. Altfel, antibioticele acestea medicamentoase ne distrug floră intestinală, adică nu sunt doar chitite să ne rezolve problema, ci mai și strică. Da, deci aceste antibiotice, să spunem că acționează foarte repede, deci în faza acută tratează foarte repede, dar au și efecte adverse destul de complicate, deci poate afecta sistemul hepatobiliar, digestiv, flora intestinală, după cum ați spus. Cel mai indicat este să folosim antibioticele naturale. Doar că nu se mai poate să ajungem și la cele prescrise de medic, nu? Dacă se face prevenție cum trebuie, nu ajungem la medic. Dacă luăm din timp aceste produse cu antibiotice naturale și tot felul produsele stupului cu propolis, nu ajungem la medicul de familie, decât dacă nu avem grijă de sănătatea noastră și nu suplimentăm organismul cu nutrienții care ne sunt necesari. Ce alimente și ce produse în general ar trebui să consumăm zilnic pentru a nu ajunge să ne periclităm sănătatea? Păi, zilnic trebuie să consumăm proteine, să spun așa, proteine de origine vegetală, cât mai multe, pentru că au foarte multe vitamine, începând de la gama de B-uri, inclusiv semințele și cerealele care conțin minerale. Mineralele sunt indispensabile imunității. Zincul, după cum se știe, este inhibitor al virusului, deci cine consumă zinc care nu se poate lua din alimente și îl ia ca supliment din magazinele noastre naturiste, o să fie destul de echilibrat în perioada aceasta de viroză și gripă. Și semințele, de la cele de dovleac până la cele de in, susan, mac, chia, chimen, sunt bune pentru sănătate, dar întotdeauna trebuie să avem grijă și la cantitatea pe care o mâncăm. În cantitate mare, oleaginoasele ne pot aduce câteva kilograme în plus și pot dezechilibra persoanele cu colecist problematic. Spitalul de pediatrie din Ploiești nu va putea fi mutat în sediul donat de Petrom. Printr-un punct de vedere remis redacției Observatorul PH, Ministerul Sănătății afirmă că în urma analizelor făcute de Direcția de Sănătate Publică Prahova în ceea ce privește atât clădirea, cât și posibilitatea de atragere a personalului medical calificat de dotări și adresabilitate, a rezultat că relocarea spitalului nu este fezabilă. Asta înseamnă că vreme de 2 ani, atât timp cât clădirea s-a aflat în administrarea primăriei, bugetul public a avut de suferit inutil. Este vorba despre 600.000 de euro, bani cheltuiți pe pază, curățenie și utilități. Mai mult, cu toate că nu a primit aviz de la minister, primăria a organizat licitație pentru proiectare și execuția relocării, licitație care e în faza de adjudecare. Programul Rabla a repornit și pentru prima dată amintește și de mașinile electrice. Astfel, statul vă oferă un bonus de 6.500 de euro celor care au grijă să nu polueze mediul înconjurător. Cu cât mașina pe care vreți să o cumpărați e mai puțin poluantă, cu atât puteți primi bonusuri mai mari peste voucherul de 6.500 de lei. Suplimentele înseamnă 750, 1.500 sau 2.000 de lei. Noutatea este că cei care vor să-și cumpere mașină electrică pot folosi acest ecotichet de 6.500 de euro, dar pot beneficia și de programul Rabla la care se adaugă acest ecotichet. Autoritățile au calculat că în acest fel ar putea scoate din circuit 20.000 de rable. Pentru mașinile electrice însă este nevoie de prize de alimentare a bateriilor. În toată țara în acest moment există doar 50 de stații dotate cu astfel de prize, dar statul își dorește să finanțeze 10.000 de prize, așa cum cere și Uniunea Europeană.
Totodată există doar 100 de mașini electrice pe drumurile din România, una singură costând între 30.000 de euro și 130.000 de euro. Programul Rabla a primit anul acesta o alocare bugetară cu 30% mai mare decât anul trecut. Stadionul Ilie Oană va ieși din administrarea Serviciului de Gospodărire Urbană Ploiești. În câteva luni, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, o altă instituție subordonată municipalității, va prelua administrarea stadionului, fapt ce va duce la scutirea de la plata impozitelor locale pentru terenuri și clădiri, dar și la o chirie mai mică pe care o va plăti FC Petrolul. Există un proiect de hotărâre al Serviciului de Gospodărire Urbană în curs de elaborare, ca stadionul să treacă la Clubul Sportiv Municipal, întrucât actualmente din această administrare, Serviciul de Gospodărire Urbană nu înregistrează un profit pentru societate. Totodată, Petrolul este nemulțumit din punct de vedere managerial de această administrare, pentru că sunt costuri foarte mari de ambele părți. Astfel că este necesar să intre în Consiliul Local acest proiect de hotărâre, probabil însă că numai devreme de luna august, întrucât se impune o rectificare bugetară, iar această rectificare bugetară se poate face după 6 luni de la momentul adoptării bugetului, respectiv februarie 2015. Acest lucru poate însemna pentru FC Petrolul o reducere semnificativă a costurilor, de asemenea va fi renegociată și chiria, pentru că după modelul chiriei de la Cluj. La Cluj Arena, de pildă, există o chirie de 2 ori mai mică. Pentru SGU, de asemenea, va fi o economie substanțială în buget și, totodată, pentru Clubul Sportiv Municipal poate fi un aport logistic semnificativ, întrucât echipele de copii și juniori vor putea să se antreneze pe stadion, desigur cu acceptul Clubului Petrolul. Potrivit codului fiscal, pentru că este societate comercială, SGU Ploiești a fost obligată la plata impozitului pe clădirile și terenul stadionului, dări care nu se vor mai da în momentul în care stadionul va trece la CSM. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți, consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Vino la Lexis Ploiești pentru a învăța repede și bine o limbă străină. Cu o experiență de 20 de ani și recunoaștere internațională prin cursurile de pregătire pentru examenele Trinity și Cambridge, școala Lexis Ploiești oferă cursuri de învățare a limbilor engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă și greacă pentru copii și adulți. Lexis Ploiești, dedicată excelenței. Strada Democrației, numărul 24A, telefon 0244 542 303. De la 1 martie vă așteptăm și la cursurile de limbă italiană. Ca să ajungi în vârful ierarhiei profesionale, trebuie să investești în dezvoltarea ta. Fie că ții 2 joburi pentru a susține mai ușor pasiunea, fie că faci tot felul de cursuri de calificare și perfecționare, un loc de muncă satisfăcător se obține cu greu. Vând cel puțin 2 joburi, zic eu. Una ca să ai fila limită, deci să presupunem că nu ai un job care nu-ți asigură foarte mulți bani, și mai ai pe celălalt din pasiune, dacă vrei să te dezvolți, care să-ți permită să investești în pregătirea ta, prin cursuri, prin specializări, nu neapărat. Pot fi și specializări într-un anume segment al meseriei tale, deci nu pe ansamblu. Acestea te ajută foarte mult. Și îți trebuie bani și îți trebuie timp, pentru că și autoevaluarea pe care ți-o faci înseamnă să stabilești foarte clar care sunt carențele tale, de ce nevoi mai ai
și către ce trebuie să-ți îndrepți pașii pentru a realiza o performanță. Trebuie să-ți dezvolți și anumite abilități și cum ți le dezvolți? Nu știu, de lucru în echipă, de comunicare? Porneam de la faptul că dacă îți faci o meserie bazată și pe pasiunea ta, care să fie în concordanță cu abilitățile tale, e mult mai ușor să te remarci și să faci un vârf de carieră, să ai succes în carieră. Și dacă, să zicem, cariera pe care ai ales-o nu a fost din pasiune, poate cu timpul să devină o pasiune. Poți să ai succes fără niciun fel de compromisuri. Poți să ai, când, în momentul în care faci, dacă într-o echipă ești apreciat, pentru că altfel intervine stresul, dacă într-o echipă ești apreciat și ai o comunicare foarte bună, acela dă esența pregătirii tale, pentru că o atmosferă te stimulează, o atmosferă bună te stimulează să fii creativ, te stimulează să spui în valoare toată priceperea ta. O atmosferă în care comunicarea nu funcționează, în care colegii de echipă nu gândesc la fel, nu poate să determine fie să renunți, fie să-ți dai seama că ai obosit sau să schimbi locul de muncă. Acestea sunt alternativele. Dar eu merg pe faptul că se dezvoltă într-o echipă întotdeauna acele calități care să permită o conlucrare. Și care și dacă nu se dezvoltă, e clar, și ești foarte bun, e clar că nu o să suporți și o să pleci. E firesc să pleci în altă parte, dar dacă există o... Poate acele reacții de incompatibilitate poate sunt generate și de tine. Deci dacă tu ai constatat că nu tu ești motivul, ci invidia colegilor sau tentativa de a te înlătura pentru a își păstra un eventual post în condițiile unei restructurări, atunci soluția este clară că trebuie să pleci, pentru că nu ești performant. Deci nu obții nimic rămânând într-o echipă, decât ajungi să fii stresat, să te îmbolnăvești și să nu faci randament. Și sigur că nu e benefic pentru tine. Pleci și îți găsești. Pentru că un om bun, într-adevăr, își găsește într-un timp relativ scurt un loc de muncă.